Fotbalul din județ își consumă episodul cu numărul 4 la finele acestei săptămâni. La vârful clasamentului se pot realiza unele modificări după ce derbiul rundei dintre ASE Turnu Severin și CS Recolta Dânceu a fost programat pentru o dată ulterioară la cererea oaspeților. Și cum primele două clasate nu vor juca, Pandurii Cerneț are șansa să se așeze cel puțin temporar în fotoliul de lider. Pandurii au punctaj maxim alături de grupările care vor sta și, în cazul în care obține un rezultat pozitiv din deplasarea de la Cujmir, va deveni noul lider. Dueluri de urmărit sunt și cele dintre Real Vânători și ASE Noapte sau Obârșea de Câmp și Victoria Vânjumare. Toate cele șase jocuri din runda a patra se vor desfășura duminică de la ora 11, dar iată programul complet al etapei.